se intonează imnul național al României. De 70 de ani sărbătorim Ziua Armatei României la 25 octombrie, ziua când, în 1944, întreaga țară a luat la cunoștință cu entuziasm despre eliberarea frontierei vestice a României. Această zi reprezintă și un moment de cinstire solemnă a înaintașilor noștri care au luptat și s-au jertfit de-a lungul secolelor pentru promovarea și apărarea idealelor națiunii și statului român. Este și motivul pentru care istoria armatei române nu poate fi disociată de cea a poporului nostru, atât timp cât momentele de cumpăn ale existenței noastre au putut fi depășite numai cu sprijinul decisiv al oștirii. Astfel, eliberarea, pe 25 octombrie 1944, a ultimei brazde de pământ românesc de sub ocupație străină, are și în ziua de astăzi, după 70 de ani, o valoare de simbol pentru oștirea și poporul român. Ne înclinăm cu deplină recunoștință în fața memoriei eroilor căzuți pentru apărarea patriei și îi omagiem în același timp pe veteranii de război, oameni pentru care nobila datorie față de țară și neam a reprezentat supremul lor crez. În urmă cu peste un secol și jumătate, marele cărturar Nicolae Bălcescu fixa locul instituției militare în existența poporului nostru. Citez. Instituțiile ostășești au făcut mărirea și puterea țării în vreme de patru vreacuri. Dacă țara românilor își va lua ea vreodată rangul ce îi se cuvine între popoarele Europei, aceasta o va fi ea datoare mai mult regenerației vechilor ei instituții ostășești. Cuvintele marelui luptător pașoptist le-au găsit pe deplin relevanța în evenimentele și faptele Armatei României de-a lungul istoriei moderne și contemporane, de la războiul de independență până la Revoluția din decembrie 1989, moment ce a relevat din nou identificarea instituției oștirii cu interesele fundamentale a întregii națiuni, precum și comportarea exemplară a militarilor români în teatrele de operații alături de partenerii de coaliție. La mulți ani, Armatei României. Urmează oficierea serviciului religios. Toate sufletele vilor tăi, unde nu este durere, nici tristare, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Are cuvântul primarul orașului Șimleu Silvanie, domnul inginer Cătălin Septimiu Țurcaș. Domnilor comandanți, cadre militare în rezervă și retragere, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Dacă în acest moment omul politic, Septimiu Țurcaș, trebuie să fie în altă parte la o manifestare politică, primarul Septimiu Țurcaș trebuie să fie alături de Armata Română. Am ales să fiu astăzi aici,
deși motivele politice, să spun, mă duceau în altă parte, dintr-un motiv foarte simplu. Acela că trebuie să fiu alături de instituția creditată cel mai bine de către poporul român, respectiv Armata Română, a cărei zi o sărbătorim astăzi. Am ales să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, pentru că din punctul meu de vedere, și sunt convins că îmi exprim gândul majorității din orașul Șimleu-Silvaniei, prezența unităților militare a garnizoanei aici ne dă încredere și ne dă pace. Și sunt convins că, așa cum se întâmplă pe plan național și pe plan local, armata din Șimleu este creditată cu cea mai mare încredere. Mă aplec cu multă recunoștință și respect pentru toți eroii neamului, aceia care, cărora, datorită lor, suntem astăzi liberi, și în același timp, cu mult respect în fața dumneavoastră, mă bucur că România are o armată care este competentă pe plan european și mondial în structurile euroatlantice. În același timp, mă bucur că există o siguranță în orașul nostru și dați-mi voie, în numele tuturor șimleoanilor pe care îi reprezint, să vă doresc în această zi importantă, dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, tuturor celor dragi, multă sănătate și Dumnezeu să binecuvinteze Armata Română. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul colonel în rezervă, Alexandru Liviu Șerban. Distinse oficialități, sfințile voastre, dragi și leoani și prieteni de vreo 40 de ani, unii dintre dumneavoastră, alții mai recent, dragi copii, bravi militari. Este o zi frumoasă, este ziua în care, acum 70 de ani, la Carei, militare din Divizia 9 Infanterie au îndeplinit obiectivul strategic fundamental al României și al armatei sale, acela de reîntrecire, de readucere în hotare de Firești a părții de nord-vest Ardealului. Iată de ce, astăzi, dintr-un imbold pe care doar inima noastră îl știe și îl simte și îl trăiește, suntem cu toții prezenți aici, așa cum aprecia și distinsul dumneavoastră primar Cătălin Septimiu Țurcaș. Noi toți trebuie să respectăm armata, biserica, acei doi stâlpi pe care se sprijină neamul românesc. Și mai este ceva, să nu ne uităm eroi. Fiți sigur că toți militarii de aici, cărora noi le vom da onorul când vor defila și ei ne vor prezenta onorul în pas de defilare, sunt vrednici de toată admirația. Recent am văzut performanțele lor la Cincu, care este cel de-al doilea poligon ca mărime din Europa, din structurile NATO. Și-au tras foarte bine și acolo au fost asistați de specialiști din Statele Unite ale Americii. Militarii noștri, funde cu colonelul Toder, n-au fost cu nimic mai pe jos. Și-aș vrea să mulțumesc acum Consiliului Local Șimleu, domnului primar, pentru că receptând, așa cum o face de fiecare dată, necesitatea de a cinsti eroii neamului, într-o ședință de luna trecută au fost în unanimitate de acord ca una din străzile din Șimleu Silvaniei să poarte numele unui general. Este vorba de generalul Stelian Popescu, cel care în anii 60 a fost comandant de regiment la Șimleu, ulterior comandant al armatei a 4-a Transilvania și în partea finală a activității a lucrat în Ministerul Apărării Naționale. S-a implicat în mod substanțial în revigorarea activității cultul eroilor și de aceea am înaintat cele necesare conducerii primăriei și dânsii, cum spuneam adinori, primar și toți consilierii au fost de acord. De aceea dați-mi voie să vă mulțumesc frumos, domnule primar, și să vă asigur de respectul meu și pentru că în garnizoana Șimleu eroii, ca să mă exprim așa, sunt acasă, deși osemintele lor zac undeva pe câmpurile de bătălie și onoare, să înmânesc trei diplome pentru trei personalități care s-au evidențiat în mod deosebit în aceste acțiuni de comemorare a faptelor înaintașilor noștri. Domnul Cătălin Septimiu Țurcaș.
domnul colonel Toader Ștefan. Și președintelui subfilialei Șimleul Silvaniei a Cultului Eroilor, domnul colonel în rezervă Vasile Pascu. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Invităm să ia cuvântul pe domnul colonel Ștefan Toader, comandantul regimentului 69 Artilerie Mixtă, Silvania. Prin profundele sale semnificații, ziua de 25 octombrie 1944 a proiectat atât în fața opiniei publice naționale, cât și cele mondiale, imaginea unei oștiri și a unei națiuni potente să-și apere prețul, chiar cu sacrificiu suprem, integritatea teritorială a țării, unitatea națională statală, independența și suveranitatea. Aceste momente le comemorăm astăzi, depunând coroane și jerbe de flori în Șimleul Silvaniei. De asemenea, militarii regimentului participă la activități comemorative în orașul Carei. Ștafeta veteranului de război a fost purtată în cursul nopții de militarii regimentului pe raza județului Sălaj de către grupul de alergători Invictus România, sub mesajul sacrificiu impune respect, și în aceste momente ea este predată ministrul Apărării Naționale și președintele României în garnizoana Carei. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează ceremonia depunerii de coroane, jerbe și buchete de flori. Apărării Naționale. Primăria orașului Șimleul Silvaniei. Asociația Cultul Eroilor Regina Maria și Direcția pentru Cultură Sălaj. Bisericii Ortodoxe și a Bisericii Greco-Catolice. Mi s-a trezit în sânge
să ajung la ea, să-mi reasă-mi pe dânsa armă o clipă, să simt cu harta țării rotund se înfiripă, în inima ascunsă, sub bluza de soldat. Mi-aduc aminte saltul și fuietul pornit, de tunuri și urale, de sângele fierbinte care striga puternic în luptă. Înainte, de atâția ani, pământul acesta n-a înflorit. Și spate pieptul lui de așa, și privirea înainte tot. Sure.